Salutări! Suntem în 20 mai. Priviți Mona Lisa. Știi? Uitați, el este vinovatul. Salut! Salutare, da. Știi că Mona Lisa nu mai valorează 18.000, acum costă 18.500. Ce părere ai despre asta? Sunt de părere că trebuie să fie achiziționată și pusă în casă la cineva care știe să aprecieze exact ceea ce se află aici, o persoană care înțelege ceea ce înseamnă arta, pentru că este o adevărată capodoperă, dar mai ales că este într-o dimensiune mare, având 1,5 metri pe 1 metru, specifică tabloul original, intră de 4 ori în această lucrare, având 77x53, deci este mult mai mic. Și atunci nu mai avem nevoie de tehnologie să facem zoom ca să vedem originalul, să ne uităm. Ne uităm direct în fața ei și o putem observa de jos până sus. Așa cum am zis, doar cine o merită și o înțelege cu adevărat despre ce este vorba. Tu ce înălțime ai? Am 1,90. Ca să înțelegeți ce înseamnă acest tablou. Aproape de mine. 1,90, 1,50 pe 1 metru. Așa, licitația rămâne deschisă pentru că pe noi ne interesează să arătăm. Ți s-au luat interviuri. Da, da, am fost sunat de jurnaliști, da. Și acum așteptăm oferte, așteptăm. Dar să știi că eu am văzut, ca și mulți alții, bineînțeles, că vorba aia toate publice, fața Mona Lisei urâtă la cei ce și-au dat corigența, aș putea spune, pentru că nu se compară cu ceea ce tu ai făcut. L-ai văzut-o și tu, nu? Mi-ai trimis și mie, am rămas blocată. Da, alte copii făcute, acum eu nu vreau să judec pe nimeni. Da. Dar nu au legătură una cu alta, nu judecăm, exact. Noi vedem. Care își cunoaște valoarea. Da. Cam cine crezi că ar putea o achiziționa? O persoană. Că noi așteptăm. M-am gândit așa, o persoană care înțelege ce înseamnă arta și lucrurile vechi. Pentru că știm că în trecut, la dispoziție nu era tehnologie, oamenii nu aveau, iar atunci încercau să lucreze cu lucruri cât mai naturale, bio, să zicem așa, iar atunci un om care înțelege cu adevărat ce înseamnă să lucrezi cu lucruri naturale, va înțelege clar despre ce este vorba. Așa, Mona Lisa, cea mai mare dimensiune din lume, 1,50 pe 1 metru, el este un tânăr de 20 de ani, autodidact. Să înțelegeți că, da, istoria face salturi și el este din Bistrița. Bistrițenii trebuie să se mândrească că s-a lucrat 9 luni de zile. Deci de asta nu trebuie să fie înțeleasă de oricine. Dimpotrivă, trebuie să fie achiziționate de cei ce cât de cât cunosc. Nu doar banii, ci și ceea ce înseamnă arta, mai ales cea veche, din perioada Renașterii. Da, aici e viitorul. Observă, oriunde mă deplasez, privirea mă urmărește în continuare. Da, Mona Lisa. O să se despartă cu greu de mine, dar... Da, eu cred că te-a ales pe tine la dimensiunea asta. Da, bună idee și asta, dar o să-mi fie dor de ea. Pot să zic că a fost fata mea. Da, 9 luni, exact, ca o sarcină. Așteptăm oferte, nu închidem aceste discuții, pentru că se poate mai mult. Da. Așteptăm și criticii să vină, că am văzut că avem câțiva la rând. Da, care își caută identitatea prin noi. Chiar ne bucurăm. Da.